Domnule președinte al Senatului, doamnelor și domnilor senatori, Coroana și Senatul României au stat alături prin de aproape un secol și jumătate. Este o onoare să pot reprezenta pe majestatea sa regele Mihai, tatăl meu, la această sărbătoare a națiunii. Senatul a fost construit acum 150 de ani ca o expresie a meritului personal, a simplului datoriei și a patriotismului. Instituția a fost creată de strămoșii noștri pentru a asigura libertății publice și pentru a aduce echilibru și moderanță. Camera Superioară a Parlamentului este o instituție a viitorului. Ea reprezintă, alături de Camera Deputaților, supremul garant al democrației și libertăților noastre de mâine. Senatul este expresia identității naționale și a devenirii noastre statale. În jubileul de astăzi se regăsește fiecare român în parte. De aceea, familia regală stă acum, ca și la început, alături de Camera Superioară a Parlamentului, cu dinamism și speranță. În Constituția din 1866, regele Carol I a susținut introducerea Instituției Senatului și componența sa electivă. Camera Superioară a Parlamentului a fost prezentă la proclamarea independenței în 1877, la proclamarea regatului în 1881, la aniversarea 40 de ani de domnie a regele Carol în anul 1906. În timpul primului război mondial, Senatul s-a alăturat familiei regale în refugiu la Iași. Acolo a primit din partea regelui Ferdinand misiunea de a da neamului o nouă viață națională și de a colabora cu opera de statornicire a frontierelor firești ale unei Românii noi, sporite în întindere și înălțate în prestigiu. În rândurile Senatului au intrat reprezentanții tuturor provinciilor României mari. Camera Superioară a Parlamentului a reflectat preocupările tuturor românilor pentru unitate națională și identitate europeană. În perioada interbelică a fost un element de stabilitate și continuitate, având un rol important la consolidarea democrației prin Constituție de 1923. Reformat în 1938 ca o cameră majoritară numită, Senatul nu a putut face față dictaturii și domnierii armelor. După actul de la 23 august, regele Mihai a vrut revenirea la viața democratică pe baza Constituției din 1923. Însă, impunerea guvernului comunist în 1945 a adus eliminarea Camerei Superioare, care era o piedică în calea instaurării dictaturii. Destrămarea democrației a însemnat și dispariția Senatului timp de 4 decenii. El a fost reînființat în anul 90 și a contribuit fundamental la dezvoltarea democrației românești. Senatul a condamnat ferm vinerealele din iunie 90 și septembrie 91. El a fost locul unde reprezentanții opoziției au exprimat puncte de vedere, asigurând un sistem de control al actelor puterii. În ultimul deceniu, familia regală a fost prezentă de 4 ori la ședințele Camerelor Reunite ale Parlamentului. Pentru
bun mers a țării noastre în viitor. Alături de marea familie europeană și euroatlantică, am încredere că Senatul României și celelalte instituții ale statului vor consolida cu vigoare exercițiul democratic pe care se sprijină națiunea noastră. Așa cum ne învață istoria, domnia legii are nevoie să stea deasupra conjuncturilor. Astfel, ne vom bucura de respect, de prestigiu și de admirație în fața prietenilor și în fața adversarilor. Acum 145 de ani, regele Carol I, strămoșul meu, a rostit un mesaj în tronul, o frază pe care doresc să o reamintesc. Europa ne poartă astăzi un viu interes. Să ne unim gara cu toții spre a deveni, că suntem un popor demn.